o să încercăm să introducem moneda pentru o jumătate de oră. Nu merge. Se vede clar, așadar, că aceste aparate au fost încă o investiție inutilă. Unii dintre șoferi nici nu știau că aparatele de taxat nu mai sunt funcționale. Au recunoscut totuși că niciodată nu au plătit niciun leu pentru parcarea în centrul orașului. Ar trebui să le folosim toată lumea, da. Asta este, suntem români. Bănuiesc pentru taxarea parcării. Parcare cu plată și pentru emiterea chitanțelor. În momentul în care bagi vise, se emite o chitanță și... Știți despre el, dar ați văzut pe cineva să-l folosească? Nu, sincer nu. Încurajați de simțul civic, alți conducători auto au încercat în zadar să își achite taxa de parcare. Eu să bagă. Aici. Aici. E blocat. E normal? Dar noi ne așteptăm la orice în țara asta acum. Deci înainte era un angajat care taxa mașinile, făcea 1 milion pe zi, pleca acasă. Și asta era serviciu. Nu-i normal, normal că nu-i normal. Investiția ar fi utilă dacă nu are, eu nu știu, când l-a pus în funcțiune, trebuie să fie și o firmă care să asigure serviciul, mă gândesc. Și trebuie să fie și cineva care să controleze, să vadă dacă mașinile acestea care sunt aici, într-adevăr, sunt, plătesc taxare sau nu. Că așa eu mă gândesc că niciuna de aici cred că n-a plătit nimic. Și alea merg numai de normă și de formă și cred că a costat de mult. Destul de mult. Aparatele de taxat parcarea se află în grija administrației piețelor din Drobeta Turnu Severin. În schimb, cei care trebuie să se asigure că nu sunt distruse de răufăcători și că șoferii își plătesc taxa de parcare sunt polițiștii locali.